Un studiu amănunțit realizat de compania britanică de echipamente de Not Purmua arată că românii sunt în top 50 al celor mai frumoase naționalități de pe planetă. Studiul a fost realizat pe parcursul mai multor săptămâni în luna februarie. Experții de la compania britanică Purmua au analizat mii de postări cu referire la cât de bine arată locuitorii țărilor de pe glob. Analiștii de la Purmua au analizat toate postările și comentariile și includeau printre altele cuvintele frumos, atractiv și sexy. Iar India s-a situat pe primul loc în topul celor mai frumoase naționalități, cu 2628 postări și păreri favorabile pe rețeaua Reddit. India a fost urmată în clasamentul celor mai frumoși oameni de către SUA. Suedia, Japonia, Canada, Brazilia, Franța, Italia, Ucraina și Danemarca. Marea Britanie s-a situat pe locul 12 în acest clasament inedit, ce a inclus la final 50 de țări, în timp ce Spania a ocupat locul 14. România a ocupat un onorat loc 26 în topul celor mai frumoși oameni de pe glob, cu 330 de postări și voturi, depășind țări precum Venezuela, Portugalia, Ungaria sau Cuba. În total, Europa are 25 de țări în top 50 al țărilor, cu cei mai frumoși oameni de pe pământ, fiind urmată de Asia cu 8 țări. În topul celor mai frumoase femei de pe glob, India s-a situat pe primul loc, fiind urmată de Japonia, Suedia, Polonia, Italia, Brazilia, Ucraina, Franța, Israel și Statele Unite. Topul celor mai frumoși bărbați de pe planetă este condus de Marea Britanie, urmată de India, Italia, Statele Unite, Suedia, Japonia, Franța, Irlanda, Belgia și Brazilia, iar specialiștii de la Purmua dau și trei exemple relevante de staruri britanice masculine pentru a argumenta faptul că Marea Britanie are conform clasamentului cei mai frumoși bărbați. Este vorba de Harry Styles, Idris Elba și Tom Hardy. Toate informațiile analizate de către experții de la compania Purmua au fost strânse pe parcursul lunii februarie, relatează adevărul.ro.